un remember al vorbelor președintelui Traian Băsescu, rostite de-a lungul timpului. Nu știu, memoria publică uneori e foarte, foarte scurtă. Oamenii apăsați de problemele lor și de evoluțiile politice rapide uită pe cine au de judecat. Și am făcut un remember al vorbelor lui Traian Băsescu, cum v-am spus. Iată, Traian Băsescu, vorbe de președinte, n-am mințit niciodată. Cât era de agresivă țiganca asta împuțită, sunt perfect, doamnă. Dacă te întinzi pe birou, îți arăt cum se face primul ajutor. Trebuie să pui 4 cuburi de gheață și whisky atât cât să plutească cuburile. Așa trebuie să bei. Asta e diferența dintre unul care știe să bea și unul care bea ca prostul. Nu am nimic de schimbat la comportamentul meu de până în prezent. Școala românească produce tâmpiți. 20% dintre români sunt homosexuali. Chiar dacă Uniunea Social Liberală câștigă alegerile din noiembrie, nu am să le dau mandatul de prim-ministru. Măi, Păsărică, n-ai și tu altă treabă? Nu ți-am furat telefonul, ți l-am confiscat? Voi fi președintele tuturor românilor, indiferent de opțiune? Statul nu poate răspunde pentru fiecare cetățean? Tăierea salariilor pentru tot aparatul bugetar cu 25%? Criza economică este numai la televizor. Am vrut să-l bat pe profesorul de liceu când mi-a zis că fiica mea cea mică nu poate trece clasa. Și doctorul Yasin, beneficiarul cinstit al averii lui Omar Haysam. Dacă vreți să știți mai multe despre mine, întrebați-l pe domnul general SRI VS. Vă spune el totul. Asta este o afirmație pe care a făcut-o în decembrie 2004. Prima întâlnire la care a participat Traian Băsescu a fost cu activul de comandă al Serviciului Român de Informații și a întâlnit acolo în sală un general important al serviciilor secrete care, culmea, știa totul despre biografia lui Traian Băsescu și mă întreb cam care e compatibilitatea. Ultimul dintre răspunsurile pe care le-am inventariat din viața politică a lui Traian Băsescu: ați colaborat cu securitatea? Răspunde Traian Băsescu: eu nu am făcut poliție politică.